Având în vedere intrarea în vigoare a legii 1 pe 2017, ne-am gândit că este foarte bine ca să venim în sprijinul cetățenilor din județul Gorj cu acest program de programare în vederea matriculor vehiculor online. Până în acest moment, cetățenii județului au răspuns cu promptitudine la solicitările noastre. Chiar în această dimineață m-am uitat și aveam un număr de 1870 de programări online. Gorjenii se pot înscrie online pentru evitarea aglomerației la ghișee.